Mare atenție, părinți! Calculatorul le poate face foarte mult rău copiilor și tinerilor care nu sunt dependenți de el. Un băiat de 14 ani a ajuns la secția de pediatrie a Spitalului Județean Mavromati după ce a fost prins de un joc de calculator și nu s-a mai mișcat din fața computerului câteva ore. Băiatului i s-a făcut rău și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Astăzi văzusem un copil la un consult interclinic, un copil cu stare lipotimică și când am stat de vorbă cu el, tatăl anamnese, ce-au relevat faptul că el a petrecut în fața calculatorului jucându-se peste 6 ore. Deci o stare lipotimică survenită ca urmare a utilizării excesive a calculatorului și aceasta a dus la pierderea stării de conștiință. Medicul Laura Jijie spune că adolescentul nu este dependent de calculator, dar expunerea prelungită în fața computerului l-a băgat în spital. Nu era o dependență de calculator, pentru că el era un copil care avea și alte activități extrașcolare, un copil activ, utiliza calculatorul în weekend, nu era o serie de dependență, dar această problemă pe care el a avut-o și care a impus internarea în pediatrie s-a datorat ca urmare a expunerii prelungite la calculator. Adolescentul era singur acasă, părinții fiind la muncă.